Veste bună pentru persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă. În perioada 27-28 martie la Chișinău va avea loc a 13-a ediție a Târgului de Cariere, unde își vor prezenta ofertele peste 50 de angajatori naționali și internaționali. Astfel, peste 1500 de locuri de muncă, internship și voluntariat sunt disponibile pentru cei interesați de domeniile auto, IT, financiar, industrie alimentară, contabilitate, turism, consultanță și altele. Ministerul Finanțelor, Banca Națională a Moldovei, Telecom, ONG-uri, precum și câteva companii din România, vor fi prezente în premieră la târg în acest an. La eveniment sunt așteptați peste 4.000 de participanți. Companiile vor organiza interviul pe loc, iar doritorii vor putea beneficia și de consiliere în carieră.